găsit la știrile din sport. Steaua și Astra Giurgiu vor evolua joi, 18 septembrie, în grupele Europa League 2014-2015. Astra va începe drumul în competiție la Zagreb, pe terenul unde Petrolul a fost eliminată din Europa, iar Steaua va debuta acasă, cu Alborg, într-un meci cu porțile închise, pentru ca apoi să joace la Kiev cu Dinamo. România start în Europa League. Steaua și Astra Giurgiu vor debuta joi, 18 septembrie, în grupele Europa League 2014-2015. Astra va începe drumul în grupele Europa League la Zagreb, pe terenul unde Petrolul a fost eliminată din Europa. Al doilea meci al Astrei va fi acasă cu Salzburg, pentru ca apoi să joace dubla cu Celtic în Scoția și acasă. Astra va juca în etapa a cincea din grupă acasă cu Dinamo Zagreb, iar ultimul meci va fi la Salzburg. Steaua va debuta acasă în grupele Europa League cu Alborg, pentru ca apoi să joace la Kiev cu Dinamo. Etapele 3 și 4 vor fi cu Rio Ave, acasă și în deplasare, pentru ca ultimele două meciuri să fie în deplasare cu Alborg și acasă cu Dinamo Kiev. Suporterii au emoții pentru echipele României și declară că toate confruntările sunt dificile. Puțin e șansa. Și-a spun eu, părerea mea, că totdeauna noi ne necăm la mal. Eu zic că la primăvară de pe Steaua, nu numai în toamna asta. Deci, cu încredere, mergem înainte. Da. Și Astra? Și Astra are mari șanse, dar cred că se pot mulesc. N-au experiența care are Steaua și alte echipe, dar sperăm să meargă și tot echipa de-a noastră și ne-am bucură. Tot de Steaua mă țiu și eu, dar nu știu. Nu știu dacă ajunge la final, nu-mi vine a crede. Steaua. Avem jucători. Deocamdată, încă este o echipă serioasă. Nu va fi ușor în orice caz. Pentru că nu prea avem cu ce ne prezenta. Echipele noastre sunt slăbuțe. Și Steaua, și Astra. Și... Dar în Europa League șansele sunt mai mari. Primele două clasate în fiecare grupă vor accede în primăvara europeană. UEFA vine cu o veste îmbucurătoare pentru formațiile care participă sezonul acesta în Europa League. Forul european a anunțat că a mărit premiile cu 40 de milioane de euro, banii proveniți din Liga Campionilor.